Vă salut și bine ați venit la un nou videoclip pe canalul meu. Ați observat cum de la o vreme Temu își face o reclamă tot mai agresivă pe toate rețelele de socializare? Cu produsele acelea de 2 euro, la care doar tu ai acces prin aplicație și care în mod normal ar costa de 20 de ori mai mult? Ei bine, astăzi o să trecem în revistă câteva dintre aceste produse pe care vă recomand să nu le luați de pe Temu sau alt site chinezesc, pentru că, după cum foarte bine știm, calitatea lasă de dorit. Pentru cei care nu știu, Temu este o platformă marketplace cu depozite prin Europa, originară din China și care, în loc de o lună sau două, îți livrează în maxim 2 sau 3 săptămâni. Pe Temu se găsesc toate categoriile de produse pe care vi le puteți închipui, de la accesorii vestimentare, accesorii pentru animale, pantofi, ustensile de bucătărie, bricolaj, drumeții și așa mai departe. Până să începem, nu uitați să vă abonați la canal pentru că este gratuit și să dați un like și un share pentru a ajuta cât mai multă lume. Totul este gratuit și pentru voi. O să trecem repede în revistă toate produsele pe care eu nu le-aș cumpăra de pe Temu. Dacă mai găsiți voi altele, tot din domeniul electric sau scule și bricolaj, vă rog să scrieți la comentarii. Eu vă las cu câteva cadre ale produselor găsite. În general, tot ce ține de partea electrică nu trebuie cumpărat după ureche, fie că vorbim de orice ține de domeniul electric. Așadar, un site ca Temu sau oricare altul, care importă de regulă din China, Turcia, fie că este străin sau de la noi, trebuie urmărit cu mare atenție. Este plină piața de produse ce au calitatea îndoielnică sau sunt contrafăcute.